Accident grav pe aleile Mănăstirii Cernica. O femeie a fost izbită mortal de o mașină, iar fiica ei a fost rănită. Pentru un graffiti, un copil de 14 ani din Prahova a făcut greșeala să se urce pe un tren, dar a căzut electrocutat și are fractură de coloană. Iar în estul Ucrainei, rachetele rusești au lovit un bloc de locuințe, 15 oameni au murit, alții au fost prinși sub dărâmături. Amalia Enache vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara, bun găsit la știri. Începem cu o întâmplare tragică petrecută în această după-amiază la metrou. O femeie și-a pierdut viața după ce a fost prinsă sub garnitura de tren în stația Piața Victoriei. Echipajele SMURD au scos-o de pe șine și au încercat să o resusciteze, dar în zadar. Deși Metrorex a anunțat din 2017 că are un proiect pilot pentru porți de siguranță pe fiecare peron, ideea a rămas deocamdată pe hârtie. Nenorocirea s-a petrecut la ora 15 în stația Piața Victoriei. Femeia de 59 de ani a căzut pe șine tocmai când venea trenul și a rămas blocată sub garnitura de metrou. Medicii au încercat minute în șir să o resusciteze, însă nu s-a mai putut face nimic pentru ea. Era cu un traumatism craniocerebral foarte grav, cu traumatism toraco-abdominal. S-au respectat toate procedurile. A fost scoasă repede. Imediat ce s-a oprit energia electrică la nivelul șinelor, însă a fost scoasă imediat. Femeia avea actele și telefonul mobil la ea. Principala ipoteză este suicidul, spun reprezentanții Metrorex. Circulația a fost oprită o oră pe ruta Berceni-Pipera pe ambele sensuri. Eu stau în Popești-Leordeni și am constatat că metroul nu vine de 40 de minute. Nimeni nu ne spune nimic. Nimeni nu aflăm informații. În ultimii 10 ani, la stațiile de metrou din București au fost 23 de sinucideri sau tentative de suicid. Metrorex discută încă din 2017 să monteze sisteme de protecție pe peron, așa numitele porți antisuicid. O singură poartă va fi montată la stația Berceni, parte dintr-un proiect pilot. Însă, din cauza costurilor mari, proiectul ar putea să rămână încă mulți ani doar pe hârtie. Și sfârșit tragic pentru o altă femeie. Chiar în curtea unei mănăstiri, un accident de circulație, pe cât de grav, pe atât de neobișnuit, s-a petrecut în această după-amiază în curtea Mănăstirii Cernica, lângă București. Un șofer neexperimentat a lovit cu mașina în plin două femei, mamă și fiică, iar pentru una dintre ele impactul a fost fatal. Ovidiu Anță vine cu detalii în direct de la Mănăstirea Cernica, unde polițiștii au făcut cercetări timp de câteva ore. Bună seara, Ovidiu! Bună seara, Amalia, bună seara, domnilor și domnilor. Puțin după ora 14:30, bărbatul în vârstă de 42 de ani intra pe poarta Mănăstirii Cernica și imediat după ce a plătit taxa de acces pentru autoturisme și a continuat drumul și cel mai probabil a apăsat mult prea tare pedala de accelerație, pentru că undeva la vreo câteva zeci de metri distanță, unde drumul lua o curbă la dreapta, bărbatul pare să fi pierdut mașina de sub control, pentru că pur și simplu și-a continuat drumul drept înainte. Așa a ajuns să le izbească pe cele două femei extrem de violent. Iar pentru femeia de 63 de ani, nici măcar echipajele venite în ajutor nu au mai putut să facă nimic. În schimb, fiica ei, cu 30 de ani mai tânără, a fost rănită ușor, a scăpat cu viață, însă a fost dusă de urgență la Spitalul Sfântul Pantelimon. Șoferul, despre care polițiștii spun că avea o experiență rudimentară, a fost testat și pentru alcool și pentru droguri. Ambele teste au ieșit negative, așa încât rămâne de văzut în următoarele ore ce se va întâmpla cu el, pentru că aproape sigur va fi acuzat pe de-o parte de ucidere din culpă, pe de altă parte de vătămare corporală din culpă. Acestea sunt deocamdată informațiile. La revedere! Ovidiu, mulțumim! Un adolescent de 14 ani din Ploiești a făcut greșeala să se urce pe un vagon de tren ca să facă un graffiti în gară, dar a fost electrocutat și a căzut de la 4 metri înălțime. S-a ales cu arsuri grave pe tot corpul și a fost adus de urgență la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din Capitală. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Incidentul s-a petrecut aseară la ora 21 în gara Ghighiu, aflată în zona de sud a orașului Ploiești. Copilul era însoțit de mai mulți amici care au sunat la 112 imediat ce s-a produs arcul electric și băiatul s-a prăbușit de pe tren. La fața locului au ajuns repede polițiștii și echipajele de salvatori. În urma evaluării medicale, acesta a fost intubat și ventilat mecanic, prezentând arsuri de gradul 3 și 4,
pe aproximativ 70% din suprafața corporală. Ulterior a fost transportat la unitatea de primiri urgență Ploiești pentru investigații suplimentare. Cel mai probabil, adolescentul s-a urcat pe vagoane după ce a pătruns printr-o zonă nesupravegheată. Din păcate, a ignorat toate avertizmentele afișate pe aproape fiecare stâlp al rețelei de electrificare. Acolo scrie clar pericol de electrocutare. În baza celor sesizate, s-a format echipă operativă care s-a deplasat la fața locului. În cauză, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pentru că starea copilului era foarte gravă, medicii de la spitalul din Ploiești au decis să-l transfere la o unitate mai bine dotată din București. Spitalul pentru copii Grigore Alexandrescu din București are cele mai bune condiții medicale pentru îngrijirea adolescentului care s-a aventurat pe vagoanele de tren. Surse medicale spun că băiatul internat la secția de terapie intensivă a suferit și o leziune gravă a coloanei cervicale după ce a căzut de pe vagon. În plus, curentul care i-a străbătut corpul i-a afectat și organele interne. Medicii atrag atenția că aceste cazuri se întâmplă mult prea des. Doar anul trecut, 8 tineri au suferit arsuri după ce au încercat să-și facă poze sus pe trenuri, prea aproape de liniile de curent. Statisticile polițiștilor Direcției Transporturi sunt și mai sumbre. În anul 2019 au numărat 13 cazuri de persoane electrocutate în zona căilor ferate și încă 14 în 2020. Atunci a fost lansată și o campanie care să-i avertizeze pe tineri asupra pericolelor la care se expun. Cel puțin 15 oameni au fost uciși și alți 20 au rămas prinși printre dărâmături după ce rachetele rusești au lovit un bloc de locuințe într-un oraș din estul Ucrainei. Rusia a continuat atacurile cu artilerie și rachete asupra zonelor urbane din regiunile Donetsk, Nicolaev și Harkov. Continuă și luptele în puncte strategice de-a lungul liniilor frontului în estul și sudul Ucrainei. Jesus, man, those are civilian buildings. Yeah, civilian building. Una după alta, trei rachete rusești au lovit un bloc de 5 etaje din Chasiv-Yar, un oraș din provincia Donetsk, lângă Kramatorsk. O parte a blocului s-a prăbușit. Sunt numeroase victime și 20 de locatari, cel puțin, au fost prinși sub dărâmături. А здесь была одна семья с маленьким ребенком. Больше их не было. Ирина и маленький ребенок, 9 лет. Мы сейчас, в данный момент, мы боимся. Мы боимся. Мы боимся ночи. Мы боимся этого дня. Что он нам принесет, мы не знаем. Без 10:05. А потом где-то минут 15:06 было. Потом да, полшестого. Не один. Прилетов 5 было. În altă parte, la Drușchivka, exploziile din timpul nopții au afectat puternic un centru comercial și un liceu. Din fericire, acolo nu a fost ucis nimeni. Книжки не разлетелись, только вот стекла побилось. Ну и потолки сыпались, да. В середине, в техникуме прям дырки, потолки сыпались. Та щоб запугати, наверное, я так думаю. Щоб запугати. Potrivit evaluării Ministerului Britanic al Apărării, Rusia are ambiții teritoriale și dincolo de Donbass, urmărind să anexeze și regiunea Harkov. De altfel, aici bombardamentele nu contenesc. A huge explosion just tore across the city and this is where that Russian strike happened. Just look at the size of this missile strike. It left a huge crater in one of the most central areas of the city. We are in the inside courtyard of a two-story residential building. The force of the blast taking down the two floors of that house right there. No one was killed in the strike. There are, however, several wounded. One of them was a woman who lived right over there. She was caught under the rubble, and she actually called her daughter from under that rubble before she was taken away by rescuers to the hospital. И сказать бы за детей, я бы их сама порвала, хотя я по национальности русский человек. Я бы сама порвала, просто. Это ж хорошо не было никого, хорошо никого не убило.
2 minute дети ехали, пятеро деточек ехало сюда, там их бомбили. Pe de altă parte, oficialii de la Kiev i-au avertizat pe locuitorii din Herson și Zaporojie să părăsească zona, pentru că armata ucraineană se pregătește să lanseze o contraofensivă. Cercetătorii canadieni au descoperit între cele două tropice o gaură permanentă în stratul de ozon. Ce înseamnă pentru planetă și pentru noi toți această descoperire îngrijorătoare, aflați imediat. Pe litoral continuă intervențiile la limită. Pe o singură plajă din Eforie, Salva Maria au adus la mal în câteva ore 11 turiști. Toți fusese răpurtați în zone periculoase de curenții puternici și de valurile mari. Unuia dintre ei, un tânăr din Chișinău, i s-a făcut rău în apă de mai multe ori. Steagul roșu este în continuare arborat în toate stațiunile din sud. Turistul din imagini care abia se poate ține de placa de salvare a fost purtat de curenți după digul din Jupiter. Salva Maria abia au reușit să-l urce pe skijet, pentru că bărbatului i s-a făcut rău de mai multe ori. Salva Maria l-au recuperat de la 4-5 metri de dig, l-au urcat inițial pe placa de salvare, a leșinat, l-au readus în simțuri, l-a urcat pe jet, iar a leșinat. Nici imprudenții care se bizuie pe colac nu pot intra în siguranță în mare agitată. Doi tineri au fost recuperați cu greu din apă de salvamari în Eforie. Cei doi erau epuizați de lupta cu valurile și nu reușeau să ajungă la mal cu propriile puteri. But it's very restrictive here, because if you know to swim, I think it's not so dangerous to go outside 50 meters. Sunt convins că ei știu totul, că ei pot să facă totul. Ei știu să înoate, deși am salvat și instructori de înot. Curentul în special îți fură nisipul de sub picioare și valul vine peste, ceea ce dă senzația de panică. În apă sunt de la copii la bătrâni. Ca să-i descurajeze, Salva Marii patrulează neîncetat pe plajă. Am scos foarte multe persoane din apă. Numai aici, lângă foișorul nostru, s-au scos 8 persoane. 3 persoane se plimbau cu banana, au căzut în apă. E periculos pentru cine nu știe să înoate. Ați intrat? Am intrat. Chiar și așa? Chiar și așa. De ce? V-am spus, pentru că știu să înot. E puțin periculos dacă te duci mai în față, dar la mal e bine. E ok. Marea oferă surprize mereu. Este periculoasă, mai ales și chiar dacă știi să înoți. Normal că am intrat. Steagul roșu care avertizează că nimeni nu ar trebui să intre în apă flutură încă de joi pe toate plajele din sudul litoralului, de la Eforie până în Vama Veche. Și tot la țărmul mării, o nouă seară a poveștii Nevărsia a adus pe plajă și mai mulți spectatori, peste 70.000. Pe scena principală a evoluat trupa Black Eyed Peas, printre cele mai așteptate de la această ediție. Spectatorii au cântat și au dansat până în zore, antrenați de DJ-ul Steve Aoki. Show-ul lui s-a încheiat cu celebra sa bătaie cu tort. Plaja Nevărsii a fost inundată de culoare în a treia seară de festival. Publicul a urmărit vrăjit spectacolul de artificii multicolore care a dat startul nopții. A urmat concertul celor de la Black Eyed Peas. O mare de luminițe s-a aprins în momentul în care trupa a îndemnat publicul să improvizeze împreună pe renumita piesă Where is the Love? Romania! Never seen. Special, e ceva special. Le mulțumim din suflet. Cum vă simțiți la Nevărsii? Superb. E cel mai frumos de până acum. Superb. Cea mai frumoasă seară. Black Eyed Peas este formația mea preferată și ne simțim toți foarte bine. Iar petrecerea a crescut în intensitate cu fiecare artist care a urmat pe scenă. Steve Aoki a completat spectacolul și a ținut publicul pe plajă până la răsărit. A încheiat cu un moment deja clasic la concertele lui, bătaia cu tort. Check me.
Concertele din seara aceasta vor încheia ediția din acest an a festivalului. Colega mea, Ilgnur Pintilie, este acum pe plaja Nevărsii și ne spune la ce să ne așteptăm în această ultimă noapte. Bună seara, Ilgnur! Bună seara, Amalia, bun găsit tuturor! Sunt așteptați 70.000 de participanți în cea de-a patra seară, dar și ultima a festivalului Nevărsii. A fost, așa cum ați văzut și voi, o noapte incendiară. Aici, la scenele de pe plaja Nevărsii, concertele au început deja odată cu ora 17, iar mai târziu spre seară îi veți putea vedea, spre exemplu, la scena principală, pe Delia, pe Tugeamo, pe Timmy Trumpet, dar și pe Alexandra Stan. Cel mai așteptat DJ din această seară este rapperul american Tyga, care se află pentru prima dată la festivalul Nevărsii, dar nu pentru prima dată la noi în țară. El a mai fost prezent și la festivalul Untold de la Cluj. Sunt 5 scene aici, așa cum vă spuneam și zilele trecute. Vă repet, în această seară sunt 5 scene, sunt astfel 5 genuri de muzică diferite, așa că este imposibil să nu vă găsiți undeva locul care să vi se potrivească. Acestea au fost informațiile de la Nevărsii. La revedere! Ilgnur, mulțumim! Vin vești îngrijorătoare de la oamenii de știință. O nouă gaură apărută în stratul de ozon, de 7 ori mai mare decât cele pe care le știam deja, a fost identificată în zona tropicelor. Spre deosebire de celelalte două de la poli, aceasta rămâne deschisă pe tot parcursul anului. Specialiștii spun că pierderile de ozon din regiunile ecuatoriale pun deja în pericol oamenii din cauza nivelului ridicat de radiații ultraviolete. Datele statistice arată că între cele două tropice a apărut o subțiere semnificativă a stratului de ozon. Doar că cercetătorii vorbesc acum de o gaură deschisă întregul an. Descoperirea extrem de alarmantă a fost făcută publică de oamenii de știință de la Universitatea din Waterloo, Ontario, Canada. Până acum se știau doar de două găuri de ozon, cea din Antarctica și cea din zona arctică. Din păcate, cea din zona tropicală are o dimensiune de 7 ori mai mare față de cea din zona Antarcticii. Specialiștii estimează că în zona polului nord am pierdut 25% din ozon, iar la polul sud pierderea este de 65%. Însă, în funcție de fenomenele climatice, aceste fisuri se închid temporar. Gravă este însă gaura din zona celor două tropice, care a devenit permanentă. De aici se poate ajunge la o distrugere locală și mai mare a stratului de ozon, ca într-un joc de domino. S-a observat o subțiere cu 45% a stratului de ozon, spre deosebire de celelalte două zone. Această gaură rezistă tot timpul anului. Observația este deocamdată la nivel științific și este o observație statistică. Probabil că vor fi cumva intensificate măsurătorile profesionale asupra stratului de ozon. Pentru mulți, poate că acest studiu nu înseamnă mare lucru și totuși trăim pe Terra datorită stratului de ozon care protejează suprafața Pământului de radiațiile solare. Altfel, viața ar fi distrusă într-un timp record și toate speciile ar dispărea. În lipsa ozonului am fi expuși rapid la cancer de piele, slăbirea sistemului imunitar, boli de vedere și chiar mutații genetice. Tot ce înseamnă materie vie este atacată de această radiație ultravioletă din spectrul C. De la organismul uman, organismele vegetale, plantele de cultură, absolut orice înseamnă materie vie. Găurile în stratul de ozon apar din cauza unor gaze nocive eliberate în atmosferă în timpul proceselor industriale. Se găsesc, de exemplu, în vopseluri, în deodorante, spray-uri și în aparatele frigorifice. În 1987 acestea au fost interzise, dar celor existente deja în stratosferă le va lua cel puțin 100 de ani până să se descompună. Se estimează că abia în 2060 învelișul de ozon al Pământului ar putea fi complet refăcut. Asta, bineînțeles, dacă vom renunța la un anumit tip de consum și o industrie agresivă. Lucru aproape imposibil, spun experții. Cătălin Drulă este noul președinte al USR după ce Dacian Cioloș a demisionat din această funcție în februarie. Suntem aici să construim și pentru 2024 și pentru 2028. Suntem aici ca să rămânem o forță în politica românească. Suntem o singură echipă de astăzi. Echipa USR. S-a terminat cu echipa lui Cutare și cu echipa lui Cutărică. Ce nu mai putem să facem este că nu mai avem timp în USR de vedetisme și de politică imatură.
Drula a făcut aluzie la facțiunile din interiorul USR apropiate de fostul lider al partidului. Dacian Cioloș a dat demisia din USR la finalul lunii mai, odată cu alți 8 parlamentari și 5 europarlamentari. Cătălin Drula a fost votat online de 13.000 de membri, circa 71% din totalul opțiunilor. În discursul său a lansat un adac la adresa coaliției PNL-PSD și a președintelui Klaus Iohannis, pe care îl acuză de trădare. Mandatul noului lider trebuie validat într-un congres care va avea loc tot online săptămâna viitoare. Au început înscrierile la facultate, dar viitorii studenți absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sunt tot mai puțini. În aceste condiții, universitățile intră într-o competiție serioasă și încearcă să-i atragă pe tineri cu burse și specializări noi. În 2009, peste 200.000 de copii s-au înscris în clasa 1. 12 ani mai târziu, doar jumătate au absolvit bacalaureatul. Pe ei încearcă universitățile să-i atragă cu burse de aproape 2000 de lei sau cu specializări interesante nou introduse de anul acesta. Tinerii caută facultăți care să-i pregătească pentru meserii căutate pe piața muncii. Pe informatică, pentru că îmi place, asta vreau să fac viitor. Cursurile sunt predate în engleză și s-a părut destul de fascinant. Universitatea Politehnică Timișoara are în acest an la dispoziție 2100 de locuri fără taxă pentru ciclul de licență. Pentru a-i atrage pe studenți, au fost formate puncte de admitere în 7 județe, unul chiar la Râmnicu-Vâlcea, la 350 de kilometri distanță. Avem o specializare nouă de inginerie energetică și tehnologie informației și respectiv o specializare de inginerie electrică și calculatoare. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului încearcă să acopere această scădere a numărului de studenți români cu tineri străini, așa că a crescut cu 20% numărul de locuri destinate lor. Este un proces care devine tot mai dificil. Elevii au tot mai multe așteptări din partea universităților. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași își atrage viitorii studenți cu tabere în care experimentează viața de student. Cu un an înainte de admitere, 600 de elevi au stat pentru o săptămână în cămin, au mâncat la cantină și au mers la cursuri. Mie îmi plăcea să meșteresc sau să construiesc și venind aici mi-am aflat pasiunea cu adevărat. Este foarte important să fie decizia lor și să fie luată în cunoștință de cauză. Iar Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava oferă o bursă între 600 și 1100 de lei pe lună timp de un an pentru primii 3 studenți admiși la taxă de la fiecare specializare. Le diminuează această taxă pentru primul an universitar. Dincolo de burse și specializări, felul în care se face admiterea este pentru mulți un factor decisiv. Acest tânăr a participat în primăvară la un concurs care i-a asigurat admiterea la facultate în locul examenului clasic. Mi-a oferit posibilitatea să fiu admis cu nota 10, deci încă din luna mai. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca îi așteaptă pe studenți să se înscrie la unele facultăți pe bază de dosar, la altele cu examen de admitere. Ajutor de bucătar, iată meseria care i-a tentat pe cei mai mulți dintre europeni, potrivit datelor Eurostat. Aproape 1,4 milioane de oameni lucrează în acest moment în bucătăriile restaurantelor, alături de șefi cu experiență, iar datorită lor, preparatele ajung pe masă în cel mai scurt timp. Silviu lucrează în bucătărie de la 15 ani. Pasiunea și voința sa l-au adus într-un restaurant din Brașov, unde învață cum să pregătească preparate de la un șef bucătar școlit la Londra. Ai cântărit toate corect acolo? Da, șef, tot e ok. Ce durează? Maxi 10 minute, gata. Prima dată când mi-a dat Silviu meniu, s-a uit peste el, l-am luat acasă, m-a întrebat, știi ce să stea? Da, sigur, m-am dus, am luat Google-ul, am căutat ce era yuzu, credeam că e o bucată de carne sau ceva, de fapt e un fruct. Eu angajez oameni și îi cresc ca să devină bucătar, să devină cumva ceea ce își doresc și dacă sunt pasionați. Mă interesează ca omul să vrea să muncească, să fie doritor. Andrei a ajuns prima dată să lucreze ca ajutor de bucătar în timpul facultății, când avea nevoie de bani. I-a plăcut, iar acum a obținut și calificarea. Că mi-a pus creativitatea și imaginația în mijloc. Îmi place foarte mult de la vreme să gătesc peștele, pentru că e foarte versatil. Și mă pot ancora și mă pot juca și cu sosurile și cu garniturile. Iar nevoia de forță de muncă este constantă. Pentru restaurantul său din Brașov, Costi caută 2 ajutoare de bucătar, cărora le oferă de la 3.000 de lei în mână. Eu chiar i-am creditat la modul vino, învață și dacă vedem că ai potențial, rămâi bucătar la mine, nu ajutor de bucătar, adică te promovezi.
În primul trimestru din 2022, la nivelul Uniunii Europene, aveam aproximativ 1,4 milioane de ajutoare de bucătar. Creșterea este de 25% față de perioada similară a anului trecut, potrivit Eurostat. Un alt segment care a înregistrat un salt cu peste 15% este cel al lucrătorilor în servicii personale, însoțitori de zbor, șoferi, ghizi, bucătari, chelneri. Numărul lor depășește 7,5 milioane. Pe locul 3 se află specialiștii IT. La aproape 2 săptămâni de la susținerea examenului de bacalaureat, numărul tinerilor care își caută de muncă a crescut cu 20% potrivit unei platforme de recrutare. Sunt atrași în special de locurile de muncă din retail, din turism, horeca, dar și din zona de call center. Sunt domenii care atrag tinerii aflați la început de carieră sau care nu au deloc experiență, pentru că sunt locuri în care se pot specializa destul de rapid. Pe de altă parte, numărul muncitorilor necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit a scăzut cu aproape 13% față de anul trecut. În Sri Lanka, protestatarii susțin că vor ocupa în continuare reședințele șefului statului și a premierului până când ambii lideri vor demisiona oficial. Ieri mii de demonstranți au luat cu asalt reședința prezidențială și au incendiat-o pe cea privată a premierului din capitala țării, Colombo. Niciunul dintre lideri nu era acasă, ambii au transmis ulterior că vor demisiona, dar protestatarii sunt sceptici. Mai ales că președintele, hulit de toată lumea, nici măcar nu a făcut un anunț oficial în acest sens. Doar președintele Parlamentului a spus că șeful statului a hotărât să renunțe la mandat pe 13 iulie pentru a asigura predarea pașnică a puterii. Sri Lanka traversează cea mai gravă criză economică din ultimele 7 decenii. Inflația ar putea ajunge la 70% și statul insular asiatic este aproape de faliment. Sunt cel puțin 15 morți și 3 răniți grav după un masacru comis cu arme de foc într-un bar de la periferia Johannesburgului, în Africa de Sud. Potrivit poliției, un grup de indivizi înarmați cu puști semiautomate și pistoale veniți cu un microbuz taxi au intrat în local azi noapte și au început să tragă la întâmplare asupra celor dinăuntru. Apoi asasinii s-au făcut nevăzuți. Nu știm deocamdată care au fost motivele atacului, spun anchetatorii. Victimele au între 19 și 35 de ani. Atacul are loc la puțin timp după moartea misterioasă a 21 de adolescenți, care ar fi fost gazați sau otrăviți tot într-un local în orașul sud-african East London. Tinerii luau parte la o petrecere prin care sărbătoreau terminarea examenelor. Manneken Pis, statueta simbol a orașului Bruxelles, a devenit membru de onoare al trupei The Rolling Stones. Statueta îmbrăcată adecvat omagiază turneul legendarei trupe britanice la 60 de ani de la înființare. Rockerii vor susține mâine seară un concert chiar în Bruxelles. Băiețelul de bronz, foarte concentrat pe ceea ce face, a primit noul costum în cadrul unei ceremonii cu fanfară la care au participat și reprezentanții ai ordinului intitulat Prietenii lui Manneken Pis. De-a lungul timpului, statueta a purtat peste 1000 de costume. Pentru 1000 de vidre de la Grădina Zoologică din Chicago, renovarea locuinței este prilej de distracție. Cum aripa grădinii în care locuiau cele 8 animale avea nevoie de reparații urgente, îngrijitorii s-au apucat de treabă, dar nu înainte de a se asigura că vidrele nu vor avea de suferit. Așa că le-au improvizat un nou spațiu de joacă și, în timp ce alții muncesc, vidrele se bucură de o baie în piscină și gustări cu pește în cuburi de gheață.